Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea de astăzi. Este probabil una dintre cele mai complexe emisiuni jurnal de credință, pentru că invitatul meu este o personalitate complexă, fascinantă. Ca absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie, a profesat ca medic, dar a și înființat o companie de aparatură medicală și medicamente care s-a dovedit inovatoare. A oferit prima donație de aparatură pentru hemodializă din România, prima donație de medicamente împotriva SIDA, primul sistem HLA pentru transplant, primul test de sarcină Barza din România și lista ar putea continua, dar mă opresc pentru că invitatul meu are o pasiune cu care și-a câștigat respectul în lumea culturală românească, dar și europeană. Prin înființarea Fundației Cucuteni pentru Mileniul 3, a investit peste $1.000.000 în promovarea culturii de Cucuteni, considerată una dintre cele mai vechi civilizații europene descoperită aici în România și care în viziunea sa ar putea deveni un brand pentru țară. Vă mai spun doar atât că vestigii ale epocii Cucuteni, descoperite prin fundația sa, au fost donate Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, iar în 2008 a organizat o expoziție la Muzeul Vaticanului, care s-a bucurat de mare succes. Numele invitatului meu este Romeo Dumitrescu, un om cu o carte de vizită impresionantă, după cum ați văzut deja. Medic, pasionat de artă, un ambasador al culturii de Cucuteni, pe care a promovat-o peste tot în lume, dar și un om al credinței în Dumnezeu cu o moștenire religioasă la fel de impresionantă. Bine ați venit la Jurnal de Credință! Bine v-am găsit! Peste 300 de articole. Dacă tastez pe Google Romeo Dumitrescu, cultură de Cucuteni, peste 300 de articole găsești în presa din România, fotografii. Cum ați deprins, cum ați fost cucerit de cultura de Cucuteni și vă rog să ne povestiți mai multe despre experiența expoziției, primei expoziții, o expoziție, iată, realizată de un român la Vatican. E destul de greu de povestit despre această pasiune care m-a stăpânit de la o vârstă foarte, foarte mică și mai ales Biblia, care în Vechiul Testament este o carte puternic istorică. M-a influențat foarte mult. Întâmplător, m-am născut la un kilometru în zbor de pasăre de cel mai important sit de Cucuteni din lume și când eram mic, mă scălâmbăiam încercând să o fac pe arheologul, dar să săpam exact un kilometru mai departe de locul unde se află cel mai important sit de Cucuteni, dealul lui Ghindaru, de la poduri Măinești, chiar acolo unde s-a înființat și prima adunare adventistă din zona Măineștiului. Cultura Cucuteni am situat-o cronologic, biblic vorbind, pentru că este cronologia darwiniană care nu se mai termine și nu mai începe, și este această cronologie biblică, suprapunând cronologie biblice. Cronologia biblică arată că civilizația Cucuteni, această civilizație eminamente ceramică, a luat ființă în România cam când Adam și Eva aveau 200 de ani. Deci oamenii aceștia care inițial au fost monoteiști, se vede după construcția și desenele vaselor, decorațiile vaselor făcute de ei, acești oameni probabil chiar povesteau despre strămoșul lor Adam și Eva. Bineînțeles că am iscat multe râsete în lumea arheologică clasică și foarte mult lumea a fost împotriva acestei idei, dar cum știința de obicei este dicotomică,
până duminică vorbește despre darwinism și duminica se duce la biserică. Eu am ales să mă duc în fiecare zi la biserică și să aleg istoria și istoricul civilizației Cucuteni ca o civilizație antideluviană. Am încercat să promovez această civilizație pentru că este unică împreună cu civilizația Gumeniza în arheologia românească și ar putea constitui un brand de țară, ne-ar putea scoate oricând pe plan mondial în fața tuturor celelalte popoare, pentru că chiar Birce Eliade prin 1931-32 scria în revista Meșterul Manole că noi români am avut un ev mediu amărât, dar atunci când preistoria va fi la modă, România va sta cu fruntea sus oricând cu această civilizație cucuteni. Sunteți președintele Fundației Cucuteni pentru mileniul 3 și mi s-a părut deosebit de interesant modul în care prin fundația dumneavoastră ați realizat un sit arheologic în care au fost implicați tineri arheologi, în care ați investit și de asemenea suma pe care ați investit-o peste $1,000,000 arată desigur despre pasiunea dumneavoastră, însă povestea aceasta cu situl și cu terenul este o poveste care poate ar fi bine să o cunoaștem aici la jurnal. Trebuie știut că de fapt în România sunt peste 2-3 mii de situri de ale civilizației cucuteni, dar cel mai important era chiar lângă orașul în care m-am născut, Băinești, și toată lumea se ducea, fura, săpa, până la un moment dat chiar fusese și doctor în localitatea respectivă, nu știam chiar nimic de civilizația cucuteni, întorcându-mă din emigrația din Canada. Am descoperit prin intermediul unor colecționari că acest sit, cel mai important, e o bovilă mare cu foarte multe 14 straturi de cultură și l-am descoperit și am încercat să-l cumpăr. A fost foarte greu, a fost o muncă de câțiva ani. Până la urmă l-am cumpărat și este în averea fundației mele. Iar de acolo am pornit cu multă inconștiență și mult curaj la exploatarea arheologică cu oameni de știință, profesori, conferențiari, studențe în arheologie, iar rezultatele n-au început să apară. Acolo numai dacă nu vroiai, nu găseai ceva. Vase minunate, statuete minunate, lucruri extraordinare care mă entuziasmau. După aceea am mai cumpărat încă două situri, unul la Isaia Balta Popi în județul Iași, după aceea tot în județul Iași la Crețești Mărul Doamnei, și făceam verile, mi le petreceam făcând kilometri întregi, stând pe telefoane. Unul descoperea un vas, mă ducea repede la el, altul descoperea un schelet, descoperea altceva. Toată vara era o imensă plăcere, dar în continuu căutam să găsesc o relație între Cucuteni și Dumnezeu. Și întotdeauna mi-am propus și chiar în lucrurile pe care le-am scris și filmele documentare care le-am făcut, chiar am făcut un film documentar Nepoții lui Adam, se numea, în care demonstram sau încercam să demonstrez această filiație și această
legătura a lui Dumnezeu cu istoria și cu Pământul. Pentru că istoria fără Dumnezeu nu există. Ne place sau nu ne place, Pământul putea fi creat cu milioane de ani înainte, dar coaja biologică, cea în care suntem noi oameni, animalele, nu depășește mai mult de ceea ce spune Biblia ca număr de ani. Și de aceea, ca adventist, este o obligație morală să demonstrezi că Dumnezeu există, că Dumnezeu a făcut și că zilele lui Dumnezeu demonstrate în creațiune sunt zile și nu ani și nu milioane și miliarde de ani. Activitatea dumneavoastră a fost, spun eu, remarcată și susținută de la ministrii de cultură până la presa din România, care, așa cum spuneam, a fost generoasă și a acordat spații largi istoriei și pasiunii dumneavoastră. Este impresionat faptul că vestigiile pe care le-ați descoperit le-ați donat Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași. De asemenea, au fost organizate expoziții care s-au bucurat de un extraordinar de mare succes aici în România. Chiar citam la un moment dat, doar într-o săptămână 50.000 de români au venit și au vizitat, ceea ce era impresionant pentru o expoziție și chiar miraculos. Chiar miraculos în alte țări adunam mai puțini vizitatori, dar românii sunt flămânzi după istoria lor. Și chiar am realizat împreună cu Universitatea din Iași un frumos muzeu modern în cadrul muzeului Facultății Universității din Iași, un muzeu nu mai mare de 300 de metri pătrați, cu majoritatea vaselor provenite din săpăturile noastre, dar un muzeu care a încercat totuși să sublinieze existența lui Dumnezeu în istorie și toate vasele sunt acolo frumoase și vor rămâne pentru mult timp. Chiar una din sălile muzeului este sala tezaurului, în care am de la un observator astronomic din Anglia am cumpărat harta cerească a Cucuteniului din acea vreme și am realizat-o cu LED-uri, iar zgomotele care se auzeau se aud în fundalul muzeului sunt zgomote casnice care erau în timpul Cucuteniului, că știm pe vremea aceea nu existau pisici, nu existau tot soiul de alte animale, dar am încercat să recreez atmosfera din acele vremuri și îmi închipui și acum că oamenii erau mai aproape de Dumnezeu, oamenii erau mai credincioși și încetul cu încetul se vede chiar în cultura cucuteni decadența istorică a omului în fața păcatului. Oamenii încep să deseneze chipuri de oameni, animale, lucruri din jurul lor și chiar și hrana lor, care inițial era o hrană curată, devine o hrană nebiblică și în cele din urmă dispar ca multe, multe, multe popoare căzute în păcat care au dispărut ca și cum ar fi fost vreodată. Și noi avem câteva fotografii, sper din toată inima să le avem și aici pe ecran. Muzeul de la Vatican. Cum a ajuns, iată, un român cu o expoziție la Vatican? Aveam un bun amic în România, preot catolic, cu care aveam dispute prietenești asupra dogmaticii catolice și adventiste, care a cunoscut un monsenior acum în bord, un om de o cultură extraordinară, monsenior Poloniato, care a încercat să ne faciliteze pentru prima oară expoziția de la Vatican. Expozițiile la Vatican, să știți că nu sunt expoziții gratuite. Vaticanul de fapt își închiriază pe sume enorme spațiile
și Vaticanul e specializat în secolul XVI-XVII, perioada renașentistă, nu prea se apropie el de neolitic și Monsignor Poloniato m-a prezentat Ministerului Culturii din Vatican, Ministerului de Interne, tot e o încregătură acolo, 5.000 de preoți catolici care conduc o lume întreagă catolică. Și am primit un refuz politicos, că nu se poate, că suntem ocupați și chiar la un moment dat am intrat în contact cu o hârtie internă a Vaticanului, pentru că expoziția era de nuanță religioasă, în care vreau să situez civilizația cucuternică, o civilizație distrusă de potop. Iar un alt monsenior, Loyola, scria că această părere că lumea este distrusă a fost distrusă de un potop este o părere copilărească și că, nefiind specialitatea lor, n-ar fi bine să fie făcută expoziția. Nu m-am lăsat. Am cuplat Ministerul Culturii din România împreună cu cea din Republica Moldova, pentru că civilizația cucuternică se găsește și în Moldova, se găsește și în Ucraina, și cu Ministerul Culturii din Ucraina și cu ajutorul lui Dumnezeu și a ucrainienilor, foarte multe în acea perioadă, am avut nemaipomenită ocazie să ni se acorde pentru onorabilă sumă de foarte mulți bani Palatul Cancelariei Vaticanului din Piața Florilor în afara Vaticanului, extramuros, și pentru o perioadă de 3 săptămâni, dar cu obligația ca Vaticanul să aranjeze expoziția. Vaticanul nu se pricepea la asemenea expoziție, așa că un grup de români, de moldoveni și ucraineni au realizat o expoziție strălucitoare în care România a fost cinstită prin ceea ce este și foarte multă lume a venit la această expoziție. O întreagă lume s-a mirat de ce lucruri frumoase pot exista în România. Mi-a revenit cinstea și am realizat împreună cu Muzeul din Iași catalogul expoziției, iar la inaugurarea expoziției sentimentul a fost extraordinar, că după o muncă de 4 ani în care am cheltuit o groază de bani și drumuri în Ucraina, în Republica Moldova, am reușit ca 3 țări să facem această expoziție minunată. Presa din România scria la vremea respectivă că succesul a fost atât de mare că s-ar fi dorit și s-ar dori o expoziție cu caracter permanent care să pună în valoare cultura de cucuteni. Chiar Vaticanul a cerut, pentru că ia un muzeu de antropologie, a cerut cu un împrumut pentru o anumită perioadă o serie de piese. Mi-aduc aminte la inaugurare, catalogele s-au evaporat rapid și foarte multe televiziuni au publicat inaugurarea acestei expoziții și însăși Radio Vatican a făcut o emisiune specială pentru Radio Vatican Internațional despre această expoziție. Normal ar trebui chiar în România, în București, să avem o expoziție de Vatican, pentru că majoritatea lumii străine care vine în București, ar trebui o expoziție ca la Vatican să fie făcută de permanență în București și să fie văzută, pentru că avem cu ce să ne lăudăm în sfârșit.
Un brand de România, cum mă spuneți. Așadar, un pasionat al culturii de cucuteni, dar spuneam și un om religios, un om care îl iubește pe Dumnezeu, cu o moștenire religioasă impresionantă. Ajutați-ne să cunoaștem și această latură a, să spunem, a personalității, dar și a pasiunilor legate de credință și Dumnezeu. Cine este Cornel Romeo Dumitrescu în această zonă a religiei și a spiritualității? În această zonă a religiei, familia mea e mai importantă decât mine, pentru că eu am fost o oaie mai rătăcită până nu de mult în domeniul religiei, dar familia mea, familia Dumitrescu, este o familie cu timp îndelungat în prezența vieții biserice. Aș putea spune că familia noastră este adventistă din 1919, când bunicul meu a plecat la război în Ungaria să atârne opinca pe parlamentul maghiar și a plecat ortodox care vrea să viziteze Muntele Atos și s-a întors adventist. Chiar el povestea cum s-a dus pentru prima oară într-o biserică adventistă în Ungaria cu arma ținută între picioare și un coleg de-a lui Oltean l-a convins să se facă adventist și după aceea în județul Buzău, satul Policiori, în foarte scurt timp a apărut o biserică adventistă făcută pe propriul lui pământ din materialele care trebuiau să fie făcute, construită casa lui proprie și l-a dat pentru biserică, o biserică în care căpeau abia 30-40 de persoane, dar 10% din satul Policiori era adventist, iar vineri seara când se deschidea sabatul, toată lumea vara îl deschidea pe prispă și tot satul era cuprins de cântări adventiste. O adunare foarte fermă, iar bunicul era un nucleu dur al bisericii, făcuse pregătirea la Dicio San Martin anterior stupinilor și era un prezbiter cu binecuvântare, putea administra botezul și Sfânta Cină și era foarte dur în ceea ce privește dogmatica și chiar el povestea că în ziua în care tatăl lui ortodox a fost îngropat într-un sabat, un dezbinător de biserică a intrat în biserica adventistă și atunci el, direct de la mormântare, s-a dus în adunare și a făcut ordine și a pus toate lucrurile în ordine. Și apoi toate rudele noastre, cei 5 frați, copiii ai bunicului Ene Dumitrescu, toți au fost prezbiteri sau pastori sau surorile lor au fost căsătorite cu pastori și acum, mulțumim lui Dumnezeu, din cei 13 verișori Dumitrescu, 11 sunt în sânul bisericii adventiste, iar cei doi cochetează, ceilalți doi cochetează în continuare cu biserica adventistă. Pentru noi biserica adventistă a fost ceva monumental, ceva foarte important, care aproape că a devenit o structură ADN, o structură genetică. Din fragedă copilărie eram duși la biserică, eram învățați să recităm poezii, psalmi, să cântăm cântări și vacanțele noastre, practic, erau niște vacanțe de părtășie în care toate rudele noastre mai mari învățau pe cei mici să coreleze cu biserica, să se manifeste, să facă ceva pentru biserică, să construiască ceva în sufletul lor. Și pot să spun că am avut o copilărie cu totul și cu totul specială, binecuvântată și diferită. Și practic mă uitam de multe ori chiar și la copiii mei, chiar și la verișorii mei, când stăteam împreună cu oamenii așa zis din lume, cum spuneau adventiștii, dădeam o notă disonantă, o notă specială,
prin comportamentul nostru, prin vorbirea noastră și practic educația adventistă, într-adevăr, formatează un cuget, un caracter pentru un copil, un lucru care atârnă practic ca o luminiță roșie în spatele creierului și te face să nu fii la fel de rău în ghilimele ca și ceilalți. Iar ca remanență spirituală, tot timpul când faci o mișcare, chiar când ești tânăr, chiar când ești adult, chiar când ești bătrân, când simți că pericolul răului se apropie de tine, această cultură pe care ți-au inculcat-o părinții, bunicii, această cultură adventistă, practic te stăpânește și te face să te simți vinovat și te ferește de foarte multe necazuri. Cu toate acestea v-ați rătăcit cu asemenea moștenire religioasă și atât de fascinat de educația adventistă, cum v-ați rătăcit? De găsit drumul este foarte greu întotdeauna, de rătăcit este foarte ușor. Este foarte ușor pentru că lumea din afară oferă, cel puțin temporar, o altă variantă. Și cu siguranță nu întotdeauna varianta cea bună. Dar chiar în clipele mele de manifestare a necredinței, când venea sabatul, când venea vineri seara, parcă spatele mă strângea, simțeam o răcoare că nu e bine ce se întâmplă, că nu e bine ce faci. Tot timpul Duhul Sfânt a fost manifest și a fost lângă mine și m-a ocrotit de mii și de mii și de mii de ori, m-a ocrotit și m-a făcut să din drumul acela tangențial să revin la punctul central care înseamnă Iisus Hristos. Și chiar atunci, când aveam discuții cu prieteni și cu colegi de alte religii, întotdeauna, din punct de vedere religios, mă consideram un adventist. Întotdeauna Dumnezeu a fost cu dumneavoastră, spuneți, chiar și atunci când ați fugit din țară, știu că istoria aceea a avut o pățanie complicată și complexă. Plecarea din țară în anul 83-84 a fost chiar una din marile aventuri ale vieții mele, din cauza că unul din unchii mei era plecat deja la Loma Linda și chiar mătușa mea lucra la spitalul din Loma Linda. Mi se interzisese orice ieșire din țară, chiar până în Rusia sau Bulgaria sau mai ales Iugoslavia. Și atunci n-am găsit o altă metodă decât am zis, trebuie să plec, trebuie să zbor, să plec din țară, că mă simteam strâns și foarte, foarte limitat. Îmi plăcea foarte mult să călătoresc, îmi plăcea istoria, îmi plăceau muzeile, lucruri pe care în țară nu prea puteai să-l faci. Și atunci, cu un prieten de-a meu care lucra la uzina de mașini grele București, am încercat să realizăm un deltaplan cu motor. Am lucrat un an întreg, pot să spun că a fost un an pasional în care umblam în dicționare vechi, în care să găsim un model de elice, strunguri speciale, el lucrând la IMGB avea cele mai moderne lucruri, totul era făcut în taină și cu pânze de parașută și cu fibre de carbon, lucru care se găseau foarte, foarte, foarte greu și mai ales că în perioada aceea lucram cu unchiul meu, Nelu Dumitrescu, care era președintele Uniunii, lucram la cărți pentru copii și cu soția lui Madi Dumitrescu, lucram la fotografierea unor cărți străine de religie pentru copii. Ne preocupa foarte mult traducerea, reproducerea lor, legătura lor făcută și tot timpul eram
purtați ca niște animale ciudate de către securitatea din acea vreme și lațul se strângea din ce în ce mai trebuia neapărat să plec, pentru că eram, în mare parte, eram și în prima ieșire. În perioada aceea m-am botezat, acum 40 de ani m-am botezat prima oară de un pastor pe care îl chema tot Dumitrescu, și dar cu această hotărâre fermă să plec. Am încercat să zbor în niște condiții cam neprielnice, am căzut cu ajutorul Dumnezeu într-o baltă, într-o smârg mare și nu mi s-a... deltaplanul nu s-a finalizat prea bine. Nu s-a finalizat prea bine, deltaplanul s-a rupt în bucăți, am rămas și cu o cicatrice pe aici, pe undeva, în orice caz. A fost mâna lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și eu și prietenul meu în perioada aceea, și în cele din urmă, cheltuind o sumă imensă, am reușit să plecăm spre Austria, când ne-am trezit într-o altă lume, complet o altă lume, adică în duty free din Otopeni se vindea brânză și telemea și roșii, și când am ajuns în Austria, vorbeam cu soția mea, pișcă-mă că nu cred că ceea ce văd este adevărat. Magazine întregi, pline cu toate lucrurile. Eu eram mare amator de ciocolată pe vremea aceea. Acum nu mai sunt, că am diabet. Și lovitura a fost teribilă. Atunci am observat că medicina românească era în urmă, lipsită de aparatură, lipsa de șanse, aveam o libertate în mână pe care nu știam să o utilizez. Nu aveam un mod de utilizare a libertății. Eram liber în mijlocul Vienei și nu știam ce să fac cu viața mea. Am avut marea șansă să găsim o comunitate românească foarte bine formatată la Viena și în orășelul de lângă Traiskirchen, de lângă Lager, de la Baden, unde era o comunitate mică, cum ar fi comunitatea de la Băneasa, în care am fost foarte, foarte, foarte bine primiți, ni s-a dat de lucru, ni s-a dat ajutoare, am fost 9 luni înconjurați cu multă dragoste, soția atunci s-a și botezat, și am avut prima mare experiență, într-adevăr, cu Dumnezeu, experiența zecimii. Acolo, la fiecare zecime care primeai câte un cupon ca să scazi din taxe. Noi n-aveam de unde să-l scoatem din taxe, pentru că eram sub ajutorul Națiunilor Unite și a Convenției de la Geneva din 49, și atunci noi primeam hârtiile acelea. Și observam cum săptămână de săptămână veniturile noastre cresc, nefăcând aproape nimic. Era un adevărat miracol când atâți români nu se descurcau, nu aveau de lucru. Aveam de lucru, eu fiind și mai firav și ca doctor nu eram obișnuit cu munca fizică, munceam o zi, mă odihneam două. Dar aveam tot timpul de muncă, tot timpul și soția și eu, și eram foarte, foarte mirați, copiii ne lipseau, că rămăseseră în România. A fost un adevărat miracol că ne-am putut recupera copiii, ni s-au pierdut dosarele și am ajuns în sfârșit în Canada. În Canada. Când am ajuns în Canada... O altă poveste. A fost un șoc în care aproape că intrasem în depresie. Străzile erau prea mari, mirosul benzinei chiar era prea mare, mașinile erau toate mari, lumea era însingurată, frigul era crunt, la minus 30, la minus 25 de grade, cu vânt, totul era diferit, nu găseam până nici pâine, nu găseam nici mămăliga cu care eram obișnuiți în România, era foarte, foarte, foarte ciudat. Și în sfârșit ne-au venit și copiii printr-un miracol cu tata. Nu mi s-a părut că este posibil după un an și 4 luni să-ți revezi copiii care îi lăsasei mici și slabi și i-ai văzut deodată mari și aproape străinați. Copilul să cel mic să ascundea după tata, aproape că nu ne mai recunoștea, că lăsasem la o vârstă mică de 3 ani, 4 ani
a fost foarte, foarte ciudat, dar și acolo biserica a fost iar importantă, o biserică foarte, foarte caldă, foarte strânsă. Noi căutam o biserică cum știam că sunt bisericile în România. Și căutam biserici, dar găseam mai mult biserici antileze, cu haitieni, cu cei din Guadalupe, cei erau niște adventiști cu state de plată mai vechi, pe când catolicii chebecoazi, pentru că a fost în orașul Montreal, în provincia Quebec, catolicii erau mai reticenți și se pândureau mai greu, adică din 5.000-6.000 de adventiști, aproape 4.000 și ceva erau antilezi, erau străini. Și am găsit cu greu biserica adventistă care ne era potrivită, am dat acolo de un pastor minunat, Carl Johnson, care venea dintr-una din insulele de limbă franceză, și am avut o comuniune deosebită, m-am ocupat foarte scurt timp și de copii, și am avut și surpriza să-l întâlnesc pe fratelui Cristescu, să-l întâlnesc, el când el era organistul bisericii. Și am întreținut o prietenie de câțiva ani. 12 ani a stat în Canada. În Canada, 12 ani. Grei. Cu ușoară neadaptare, pentru că iubind arheologia, chebecoazii și canadienii nu prea au istorie de la 1600-1700. Deci când vorbeai de o antichitate la ei, antichitatea era de 100-200 de ani, pe când o simplă antichitate, cum este cutenul, are 6.000 de ani vechime. Totuși, binecuvântările financiare au sosit. Adică, în momentul acela, ați simțit în perioada celor 12 ani intervenția lui Dumnezeu. Aceea a fost minunată. Nu? Finanțele n-au avut de suferit. Gândiți-vă că am ajuns în Canada cu 500 dolari canadieni pe care cu greu îi strânsesem în Viena, pentru că în Viena trebuia să ne hrănim noi, pentru că nu mâncam porcul care ne-l dădeau cei de la pensiunea care fusese repartizați, și trebuia tot să fie gătit de către noi, să ne întreținem noi singuri. Și deodată au fost examenele care au fost luate ca pe linie, după aceea au fost examenele pentru diploma medicală, am fost trecut pe lista celor care trebuia să facă rezidențiatul, și financiar a fost o surpriză. După un an deja, un an și jumătate, aveam deja o casă, bineînțeles, luată pe credit, lucru care era foarte greu și pentru doar numai 40% din canadieni au casa lor proprie, restul stau cu chirie. Aveam copiii deja plasați la școli private adventiste, la școala de Oshawa, la Kingsway College de lângă Toronto. Deja aveam mașina, aveam clinici private. În câțiva ani Dumnezeu a lucrat și întotdeauna mă întrebam ce vrea Dumnezeu de la mine. Chiar și o specializare în psihiatrie. Am fost și am avut marea binecuvântare și eu și soția să fim acceptați. Eram 13, contingentarea era foarte strânsă. Radiologii erau 2 pe an, mai mulți erau medici de familie și specialitățile erau foarte reduse. Și am avut șansa să fim acceptați, unul din 13 localnici, să fim noi emigranți. Dar a fost destul de dur, pentru că climatul era complet neprietenos, lumea era înstrăinată, gândiți-vă că
9 din 10 persoane luaseră droguri, statistic vorbind, după statisticile lor. 60% era divorțialitatea, din păcate și acum în România crește divorțialitatea foarte mult. Decroșajul școlar era teribil, era peste 60-70%, copiii nu continuau școala, cu toate că școlile din Canada și sistemul social din Canada era extraordinar de bun și gratuitatea facultății, gratuitatea școlilor erau extraordinare. Oamenii, într-adevăr, erau ajutați de către stat. Dar relațiile sociale erau extrem de fragile. Astăzi vorbeai un lucru serios cu cineva, a doua zi aproape că nu te mai cunoștea. Și am pus lucrul ăsta pe seama concurențialității și a climatului foarte, foarte neplăcut. Să spune despre ei că sunt un popor care așteaptă iarna să vină, iarna să treacă. Ați plecat sărac, v-ați întors după 12 ani. Oare, să spunem, cu... Am lăsat majoritatea lucrurilor, am lăsat-o în Canada și am luat-o iar... De la capăt? Aș putea spune, am luat-o a doua oară de la capăt. Spunând însă că ați simțit că Dumnezeu are un plan cu dumneavoastră. Și mă întrebam tot timpul ce plan are. Care era planul? Și nu răspundea. Și nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns și cred că în urmă cu câțiva ani mi-am dat seama că menirea care a dorit-o Dumnezeu pentru mine este să ajut pe ceilalți și să ajut lucrarea în general. Și am încercat să fac din asta o practică. Și am reușit să salvez oameni în situații neplăcute, dar nu datorită mie, ci datorită gândului pe care Dumnezeu l-a pus și datorită finanțelor pe care Dumnezeu mi le-a pus la dispoziție. Am reușit să construiesc și să ajut la construcția unor biserici, la locuințele unora care aveau probleme și chiar într-unul din anii trecuți mă trezesc cu un e-mail pe care nu-l cunoșteam, nu știam, în care cineva mulțumea, știți că datorită dumneavoastră, cu tare, am reușit în viață și sunt un alt om. M-am bucurat foarte mult, mi-a fost și rușine, pentru că nu este niciun merit de partea mea, ci faptul că sunt un alt al Dumnezeu. Dacă nu ești un alt al Dumnezeu, ruginești. Dumnezeu te folosește, te ascute, te lustruiește, și ești un alt al Dumnezeu. Nu trebuie să stai un alt aruginit într-un colț și să nu faci nimic. Tot timpul trebuie să faci ceva. Și atunci am sprijinit tot soiul de activități și ale bisericii și personal și dând, făcând și ajutând, neașteptând nicio răsplată de la... Și nu în sensul unei răsplate cerești pentru lucrurile care le fac și... În primul rând, în tăcere. În tăcere. Lucrurile făcute în tăcere. Să nu știe mâna dreaptă ce face mâna stângă. Și asta a fost un lucru foarte important care mi-a dat și energie, și pasiune, și plăcere, și bucurie. Și mă dă întotdeauna. Și în continuare. În urmă cu câțiva ani ați luat decizia să vă rebotezați în condițiile în care, practic, nu ați fost un exclus al bisericii. Cu toate că n-am fost exclus, prima experiență a botezului acum 40 de ani de pustie, acum 40 de ani când pastorul Dumitrescu, care trăiește și acum, m-a botezat, a fost foarte interesantă. Am dat peste o carte pe care o avea tata din colecția fratelui Paulini, Istoria bisericească, scrisă de mână și trasă la litografie. Xeroxul din vremurile acelea. Și când am dat de ea, am rămas entuziasmat cum de s-a transformat religia creștină primară într-o religie atât de diferită, total diferită, mă refer la celelalte religii pe care le știm.
Și încetul cu încetul m-am inflamat și am devenit un fervent adventist, asta în jur de 28 de ani, aveam deja doi copii, și într-una din zile, într-o duminică, stăteam nu departe de drumul care ducea spre cimitir la Moinești și aud așa vag de tot o cântare adventistă. Și mi-am adus aminte că fratele Bujor, prezbiterul bisericii, murise și era dus la îngropăciune. Și în momentul acela m-am îmbrăcat și am spus, acolo e locul meu. Și m-am dus la acea mormântare și după aceea am cerut botezul un scurt timp. După aceea au intervenit diverse lucruri, diverse întâmplări care m-au îndepărtat încetul cu încetul și eu locuiesc aproape aici, chiar peste gardul de Speranța TV și de multe ori ascultam predica de pe balcon, de pe terasă, ascultam și urmăream erau foarte multe botezuri făcute în perioada aceea. Și am simțit nevoia să mă reapropii de casă. Și am zis, au trecut 40 de ani, duceam o viață oricum adventistă, dar nevenind la biserică. Mai venisem în urmă cu 8 ani, când fiica mea, Sofia, era micuță și o duceam cu coșul la adunare, cu un mic coșuleț. Și mi-aduc aminte că acum un an și ceva am intrat în Biserica Băneasa, nu mai recunoșteam aproape deloc, cam 80% din oameni se schimbaseră, dar mai erau din cei vechi. Și când am intrat în biserică cu Sofia, care are 10 ani și jumătate, toată lumea a exclamat, a venit și Sofia. Și m-am bucurat într-adevăr că am revenit acasă. Și am cerut fratele nostru Ionescu, am cerut sfatul ce este mai bine, să mă reconfirme biserica sau să mă rebotez din nou. Și am ajuns la concluzia, ca să nu fim o piatră de poticnire, să ne mărturisim credința încă o dată și să ne rebotezăm din nou. Și iată că în urmă cu o lună am împlinit un an și ceva, un an și o lună de când m-am rebotezat într-o biserică foarte activă, foarte, foarte plăcută, o biserică de familie, în care atunci când ai intrat te simți exact ca într-o familie, în care frații își telefonează între ei, se ajută între ei. E o experiență nemaipomenită care aș dori oricărei biserici adventiste din România. Sunt atâta lucruri de povestit, inclusiv pasiunea dumneavoastră pentru gătit, dar asta poate facem altă emisiune altă dată și dăm și o rețetă. Am fost așa de plăcut surprins atunci când am mers la dumneavoastră împreună cu alți membri ai bisericii, ne-ați invitat în frumoasa dumneavoastră locuință care stă de vis-a-vis de Speranța TV. Noi avem o experiență cu neamne veche. Destul de multe rețete și pur și simplu ne-ați cucerit cu asta. Însă aș vrea la final de tot să vorbim despre și proiectul literar intitulat Dumnezeu extraterestrul de lângă noi. De unde acest titlu, ce a conținut acest proiect? Eu am fost un fan club al științei și ficțiunii și nu înțelegeam de ce în copilărie Biserica Adventistă era împotriva științei și ficțiunii. Și am avut o discuție cu fratele tatei Virgil Dumitrescu de la Loma Linda, acum nu mai este printre noi, și mi-a spus ceea ce scrie Isaac Asimov, Jules Verne și mulți alți scriitori de științifico-fantastici, scriu de ce s-ar fi întâmplat dacă diavolul ar fi reușit să răspândească păcatul în lume. În lume, în univers. Toate
planetele, s-ar fi jertat între ele, s-ar fi luptat între ele, s-ar fi omorât, exact ca în Războiul Stelelor, exact ca în Star Trek, în care se întâmplă tot soiul de evenimente neplăcute. Iar Dumnezeu nu a permis diavolului să facă acest lucru. De aceea nu este folositor să citești științifico fantastic. Literatura, în special și filmele. Și încetul cu încetul m-am gândit și căutând în Dex ca orice om care citește puțin, ce este un extraterestru? Extraterestru este cineva care vine în afara, din afara planetei. Și luând chiar din Geneza 1, lucrurile sunt foarte simple. Spune că Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra unui pământ gol. Și am spus, păi, dacă pământul era gol, de unde a venit Dumnezeu pe pământ? De unde Dumnezeu a venit și a creat această planetă? A venit din altă parte. Deci este extraterestru. Deci este din afara pământului. Nu este extraterestru ăla cu șapte ochi, cu tentacole, cu cange, cu puteri nepomenite care se facă rău. Și a fost un Dumnezeu iubitor care într-una din zile s-a uitat pe programul lui și a zis, asta facem pământul. Și a venit și a făcut prima zi, a doua zi, a treia zi, a făcut omul și după aceea s-a odihnit acest extraterestru. Cine l-a alungat de pe pământ? Omul care a căzut în iarele diavolului. L-a dat afară de pe pământ, dar Dumnezeu nu a renunțat la acest pământ. Și a venit în continuare. Și a venit și la Iacov, a venit și la Daniel, și a trimis îngerii lui, a fost sub formă de Sfânta Șechina deasupra chivotului în templul la Ierusalim. Tot timpul Dumnezeu extraterestru, din afara pământului care nu locuia pe pământ, a venit pe acest pământ. Și ceea ce este foarte interesant și ca o concluzie a ceea ce voi scrie, că am ajuns abia la pagina 82 și fica mea îmi spune, hai, scrie, că văd că nu prea scrie, că nu prea scrie. Ceea ce este foarte interesant este că acest pământ va deveni centrul Universului și centrul din care Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt va conduce întregul univers. Și în felul acesta nu trebuie înțeles greșit că Dumnezeu este un extraterestru din cel care îl cunoaștem noi din filmele de pe HBO sau de cine știe ce altă rețea de televiziune, ci este un Dumnezeu care nu locuiește cu noi, pentru că locul lui de conducere a universului este în altă parte, se preocupă de noi, va veni, ne va salva și noi vom deveni centrul universului împreună cu Iisus Hristos și de aici Dumnezeu va conduce întregul univers. Atunci vă doresc succes în acest proiect literar și ne trebuie să spunem o concluzie, o propoziție de final și așa alegem motoul vieții dumneavoastră. Să încheiem cu el? Am putea încheia cu un moto pe care mi-a plăcut întotdeauna chiar din frage de pruncie. Tot ce poate mâna ta să facă. Toată puterea ta. Puterea noastră este mică și neraportarea noastră la Dumnezeu ne duce într-un loc greșit. Dar, realmente, trebuie să fim niște ființe lucrătoare în permanență. Noi avem acum un grup în adunare, un grup în care ne rugăm de 3 ori pe zi. De multe ori mi se pare că nu ajung numai aceste 3 ori, de 3 ori pe zi. Am avea nevoie de o viață spirituală pe care s-o ducem în adâncime. Și eu am descoperit-o cu destul de multă întârziere. Pentru că eu mă raportam întotdeauna la Dumnezeu. Ziceam, El e șeful, El, Dumnezeu este șeful. Până am dat de versetul din Biblie care spune, puteți ajunge la Tatăl numai prin mine. Și atunci s-a legat
deodată acest cerc important, Duhul Sfânt ne îndeamnă să ne ducem spre Iisus și Iisus ne va duce spre Tatăl. Deci tot ce poate mâna ta să facă, să facă. Orice ocazie care este lăsată și nerealizată este o greșeală în fața lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Ne-ați permis să răsfoim filele de jurnal, de viață, că am vorbit despre Dumnezeu, că am vorbit despre pasiunile dumneavoastră, că am vorbit despre drumul pe care l-ați parcurs. Sunt atâta de povestit, timpul niciodată nu este suficient. Vreau să vă doresc în continuare multă sănătate și Dumnezeu să vă poartă de grijă, să vă dea multă binecuvântare și înțelepciune. Și când, cât de curând, cred eu, sper, să ne mai vedem, să povestim și despre rețete. Suntem aproape, putem atâta să spunem. Încă o dată mulțumesc. Dumnezeu să fie cu noi. Dragii mei, așa cum vă spuneam, o personalitate fascinantă și complexă. O oră n-am putut să deslușim chiar totul, dar un adevăr am înțeles. Când omul lui Dumnezeu îl recunoaște pe Dumnezeu, toate ușile îi sunt deschise. Succesul profesional este o chestiune doar de timp, cât despre momentul în care omul înțelege pe Dumnezeu, este și acesta un moment. Și invitatul meu ne-a vorbit despre astfel de momente care l-au convins de existența lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care merită răsplătită cu tot talentul nostru pe care îl primim tot de la el, cu tot timpul nostru, cu tot ceea ce avem. Și dacă aceasta este lecția de astăzi, să slujim cu Dumnezeu cu toate capacitățile noastre, atunci împreună am învățat o lecție mare. Sunt Beatrice Lospa, până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!